O altă încercare eșuată de unire se produce zilnic între Marcel Ciolacu și limba română. Uniți într-o țară stabilă. Niciun țățățean conștiinț și conștient. Bă, opriți-l, omul ăsta pare să aibă un AVC la care se pepiște. Nă, stai flexa, cocoș, așa el mai prost. Deci premierul României, da? Bă, ok, e frig. Dar nu cât să-ți înghețe creierul instant, mă, tatăm Și nici în interior nu citește mai bine. În primul rând, unirea pe care Marele Cuza a dorit-o devine realitate prin autostrada Moldovei. Da, mă, ca așa a zis și domnul Cuza atunci. Unirea nu va fi unire până când nu vom avea autostrada Moldovei.